Gândește-te numai că Sabina, pe care Andreea o detestă, cum e și normal, ca e o țărancă proastă, îți dai seama, cu părinții amândoi plecați aiurea la căpșuni în Spania, e Sleeping Beauty. Și tu i-ai adus exact aceeași rochie pe care o să o poarte și Sabina la sărbare. Asta doar ca să-ți faci așa o idee. Adică o să poarte exact rochia pe care o să o poarte țăranca aia de Sabina. Mie nu mi se pare așa grav. Ba, e foarte grav. Pentru că tot spectacolul, mă rog, dansul ăsta lor, coreografia, are la bază un fel de întâlnire dintre Albă ca zăpada, Sleeping Beauty, Mulan, cenușă rasa și Belle din Beauty and the Beast. Și nu se poate să ai două Sleeping Beauty în același spectacol. Păi nici nu o să fie dacă facem Madame Preș cu rochie de Albă ca zăpada. Da, dar problema este că tu nu ai fost atent la ea atunci când ți-a zis. S-a trimis și prin SMS. Mie mi-a scris să-i cumpăr o rochie de Albă ca zăpada de la magazinul Disney. Păi da. Păi da ce? Mi s-a părut că asta siglam arată mai bine și poate să treacă la fel de bine drept rochie de Albă ca zăpadă. Mă, dar tu n-ai văzut filmul, n-ai văzut că e galbenă? Dar tu ai citit cartea? Ai citit Frate Grimm? Scrie cumva acolo undeva ce culoare avea rochea? Mă, dar tu nu... Bine că te iei după Disney. Mă, dar tu nu înțelegi că despre personajele astea din Disney e spectacolul lor? De ăla n-a respectat deloc povestea. De unde au apărut piticeia dansatori și prințul a insipit cu față de Ken? Mă, dar tu nu înțelegi că despre personajele astea din Disney e spectacolul lor? Care e legătura cu Frații Grimm? Ce, Mulan a fost scrisă de Frații Grimm? Eu nu spun că n-ai dreptate, dar încearcă și tu, fă un mic efort acolo să o ascult și pe ea, că nu doare! Că nu e vorba că rochia nu-i frumoasă, dar intră în contradicție cu celelalte colegi ale ei. Și Gheorghe Iude, și Ana Paucă, și Nicol, și Ceaușescu, și Maură, și Teohari Georgescu, și Votora, și toți agenții ai moscovei și criminali. Scuze. Adică tu vrei să-mi spui că dacă noi, comuniști ăștia care nu vă plac vouă, n-am fi venit la putere, v-ar fi făcut regele ăsta al vostru, care nici măcar român nu era, v-ar fi făcut el blocuri în care să stați și v-ar fi electrificat el țara, da? De ce criminal? Pentru că le-a dat de mâncare la săraci, pentru că i-au băgat în pușcărie pe cheaburi, pentru că au ajuns oamenii să poată merge la spital gratuit. Asta dar oricum s-a întâmplat și sub rege. Îmi pare rău, dar istoria nu se face cu presupuneri. Dacă le-ar fi făcut și regele, de ce nu le-a făcut înainte să venim noi? Ce i-a lipsit? Timpul sau inspirația? A cerut cineva blocuri? Lasă-l, adică oamenii au dus-o foarte bine până să vină Ceaușescu la putere. Și nici tu, nici Sandra nu erați născuți, că doar eu vă știu de când era tati Pica. Și nu știți ce mulțumiți erau oamenii de blocurile astea pe care li le-a dat partidul. Da? Da. Și mergeam de drag. La defilare de 1 mai, mergeam de drag.